Bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Pe această cale vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. În cele ce urmează, vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, va susține o conferință de presă. După declarațiile de presă vom prelua câteva întrebări. Domnule ministru, aveți cuvântul. Bună ziua, bine ați revenit la Ministerul Afacerilor Externe. Cu această ocazie v-am invitat ca să trecem în revistă acțiunile din politica noastră externă din ultimele câteva săptămâni. Au avut loc mai multe evoluții importante pentru țara noastră, pentru societatea noastră, pentru procesul nostru de reforme și pentru viitorul nostru european. Ca întotdeauna, eforturile serviciului diplomatic al Republicii noastre a fost concentrat pe două dimensiuni importante. Prima ține evident de avansarea, coordonarea, structurarea reformelor interne care vizează ajustarea țării noastre la standardele europene, implementarea celor nouă recomandări ai Comisiei Europene, cât și accelerarea ajustării standardelor noastre în absolut toate domeniile, astfel încât Republica Moldova să devină un stat membru al Uniunii Europene ca urmare acestor reforme îndeplinite. Și a doua axă pe care ne-am concentrat la Ministerul de Externe este, evident, promovarea interesului nostru național în afara țării, promovarea, explicarea și convingerea partenerilor noștri europeni în tot ce ține de progresele realizate și înregistrate de către țara noastră, inclusiv în implementarea reformelor. În ultimele câteva săptămâni, dar chiar ultimele 2-3 luni, am avut mai multe etape importante în relația noastră cu Uniunea Europeană. În luna aprilie am trimis un raport de aproape 900 de pagini către Comisia Europeană, care va sta la baza evaluării Comisiei Europene privind gradul de pregătire al Republicii Moldova pentru următoarele etape în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acum două săptămâni am trimis o actualizare la acel raport din luna aprilie. Am reușit să accelerăm și alte proiecte de cooperare și politici europene față de Republica Moldova. Știți că Uniunea Europeană a aprobat recent și un nou regim de sancțiuni împotriva celor care încearcă să destabilizeze țara noastră, iar în luna mai mulți indivizi au fost incluși în această listă de sancțiuni europene. Ulterior, mai multe țări s-au aliniat la această decizie europeană de sancționare a celor indivizi care încearcă să destabilizeze situația din Republica Moldova și printre aceste țări care au aprobat, adoptat propriile regimuri de sancțiuni sau s-au aliniat la sancțiunile europene, putem menționa și Canada, Elveția, Liechtensteinul, Ucraina, Albania, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina. Tot la sfârșitul lunii mai, împreună cu Uniunea Europeană, am inaugurat o misiune civilă de parteneriat care va ajuta autoritățile noastre să fortifice instituțiile noastre responsabile de securitatea statului, inclusiv prin dezvoltarea capacităților noastre de a rezista în fața amenințărilor hibride. O foarte mare realizare, o realizare foarte importantă pentru societatea noastră, pentru economia noastră, pentru diaspora noastră, pentru cetățenii care călătoresc din Republica Moldova, ține și acordul benevol dintre operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova cu mai mulți parteneri europeni, ca urmare a acestui acord, începând cu 1 ianuarie anul viitor, cetățenii noștri care călătoresc în cea mai mare parte a statelor membre ai Uniunii Europene vor beneficia de tarife mult mai avantajoase la roaming și treptat acele tarife suplimentare vor fi eliminate. Evident, în tot acest timp am continuat lucru pentru implementarea măsurilor necesare pentru ca Republica Moldova să implementeze cele nouă recomandări ai Comisiei Europene. Acum câteva zile am prezentat progresele Republicii Moldova la Consiliul de Afaceri Generale ai Uniunii Europene. Acest Consiliu reunește
miniștri de externe sau miniștri și secretarii de stat responsabili de afaceri europene, unde se iau o bună parte din deciziile care vizează progresul nostru în procesul de aderare la Uniunea Europeană. La această reuniune cu miniștrii pentru afaceri europene, dar și unii miniștri de externe din UE, am explicat în detalii ce a făcut Republica Moldova în acest an de când am devenit stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Am trasat în detalii progresele noastre în realizarea acestor recomandări. Evaluarea Comisiei Europene este una foarte pozitivă, foarte bună. Aceste lucruri au fost enunțate de altfel și în public la Chișinău, inclusiv de președinta Comisiei Ursula von der Leyen, care în conferință cu doamna președintă Maia Sandu a spus foarte clar că progresele Republicii Moldova sunt impresionante. Aceleași lucruri și constatări au fost făcute și în cadrul reuniunilor de miniștri pentru afaceri europene ai Uniunii Europene față de progresele înregistrate de țara noastră în implementarea celor trei nouă recomandări. Dintre acele nouă recomandări, trei au fost îndeplinite pe deplin, pe trei alte recomandări progresul este bun și pe alte trei au fost înregistrate anumite progrese și evident urmează să mai continuăm lucru pentru finalizarea măsurilor necesare ca Republica Moldova către toamna acestui an să fie în poziție de a primi o recomandare pozitivă din partea Comisiei Europene privind începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, ori am mai menționat acest lucru mai multe ori, acesta este obiectivul țării noastre. Pe lângă acest efort de mobilizare, de accelerare a măsurilor în plan intern de aderare la Uniunea Europeană, pentru noi este absolut de o importanță fundamentală să explicăm aceste progrese pentru partenerii noștri în procesul de aderare la Uniunea Europeană, absolut la fiecare etapă, trebuie să convingem atât instituțiile europene, Comisia Europeană, cât și absolut fiecare stat membru al Uniunii Europene, cât de corecte, cât de realiste, cât de pozitive sunt schimbările și pașii întreprinși de către noi în procesul de aderare la Uniunea Europeană, de ce pe linia politice externe este important să avem un dialog constant deschis cu absolut fiecare stat membru al Uniunii Europene și prin această prismă, pe parcursul lunii iunie, am întreprins mai multe vizite pentru a continua să pregătim terenul diplomatic pentru a convinge absolut fiecare stat membru al Uniunii Europene că Republica Moldova către sfârșitul acestui an va merita să înceapă, să fie invitată să începem negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Pentru a realiza acest obiectiv am avut deplasări în Belgia, la Bruxelles, Franța, în Malta, Suedia, Luxemburg și Danemarca, unde am participat inclusiv la reuniuni ceva mai largi, cu mai mulți omologi și colegi și acest lucru ne-a permis să discutăm în detalii atât dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale cu o bună parte din statele membre ai Uniunii Europene, cât și să ne asigurăm că și în continuare aceste state care până acum au sprijinit Republica Moldova în oferirea statutului de candidat vor continua și pe viitor să ne sprijine cu aceeași dedicație, cu aceeași energie, cu aceeași deschidere și în următoarele etape de aducere a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Tot cu aceste ocazii am avut și mai multe conversații menite să promoveze interesul diasporei noastre în aceste interacțiuni cu colegii și omologii din mai multe state, inclusiv deja am menționat unele, dar și state precum Spania, Italia, Cipru, Franța, Germania, Estonia, Serbia, Ucraina, Macedonia de Nord. Am discutat și modalități de a atrage în continuare investiții în Republica Moldova, modalități de a oferi producătorilor noștri mai multe modalități de a exporta mai mult, dar și promovarea celor acorduri care sunt importante pentru diaspora noastră, acorduri de liberalizare a procedurilor de eliberare a permiselor de conducere,
Avem mai multe acorduri în domeniul economic, inclusiv acordul privind evitarea dublei impuneri cu Franța, care se află în proces de ratificare. Avem și mai multe acorduri de protecție socială pe care în continuare le promovăm, astfel încât cetățenii noștri să aibă aceste beneficii clare din interacțiunile noastre și parteneriatele noastre externe. Am, cu ocazia acestor deplasări, am avut și mai multe interacțiuni cu mediul de afaceri din Uniunea Europeană în lucrul nostru continuu de a atrage investiții în țara noastră, de a crea locuri de muncă. Și aici aș menționa inclusiv o reuniune, o întâlnire foarte importantă pentru noi cu Uniunea de Întreprinzători ai Franței, MEDEF, care reunește peste 750.000 de întreprinderi mici și mijlocii, care s-au și prin această platformă încercăm să atragem mai multe proiecte, mai multe investiții în Republica Moldova. În alte exemple de promovare și de concentrare pe diplomație economică ține și de lucru cu mai multe companii daneze, de exemplu, și cu ocazia vizitei la Copenhaga am avut și ocazia să interacționez cu unele companii care sunt interesate sau deja sunt în proces de creare unor noi întreprinderi, unor noi afaceri în Republica Moldova și aici aș putea menționa compania daneză Tune Tanken, care e o companie specializată în producerea de rezervoare de fibră de sticlă, care recent a venit în Republica Moldova, a deschis o afacere, angajează zeci și în curând sperăm sute de concetățeni de ai noștri, cu condiții de muncă corecte, cu salarii decente și iată acest tip de investitori ne ajută să dezvoltăm economia și să modernizăm țara. O altă companie cu care am avut ocazia să interacționez tot în Danemarca este o companie recentă o companie care și-a anunțat recent intenția de a dezvolta o afacere și speranța este că mai spre sfârșitul acestei veri sau începutul lunii septembrie, această companie deja va avea o afacere operațională în Republica Moldova în domeniul roboticii și această companie se numește Shape Robotics. Acest timp de interacțiuni și efort ne permit să atragem companii, să atragem investiții, să creăm locuri de muncă, dar și să trimitem un semnal puternic, inclusiv în plan extern, că viitorul european al Republicii Moldova este un viitor cert, sigur, și că lucrăm împreună cu partenerii noștri străini pentru a asigura și în continuare un parcurs cât mai accelerat de aderare la Uniunea Europeană. Evident, știți bine că în acest proces de promovare a imaginii țării, de a mobilizare a parteneriatelor externe și organizarea summitului Comunității Politice Europene a fost un moment foarte important care ne-a permis să consolidăm parteneriatele pe care le aveam, să consolidăm locul Europei, Moldovei în familia europeană de state, să accelerăm mai multe proiecte care aduc beneficii concrete cetățenilor noștri. Anterior am promis că vom oferi mai multe detalii referitor la o parte din cheltuielile pe cheltuielile bugetare legate de organizarea acestui summit și astăzi o să vă dau și câteva cifre. Deci, pentru organizarea acestui summit, Ministerul de Externe a avut bugetată o sumă de 16 milioane de lei, dintre care, pentru bună organizarea summitului, am semnat contracte în valoare de 13.328.519 lei. Acest tip de cheltuieli au fost investite în organizarea summitului. O parte din aceste costuri însă urmează să fie parțial rambursate de unii din partenerii noștri externi care pregătesc și finalizează acele proceduri financiare care ne vor permite să reducem acest cost final de organizare a summitului
pe acele cheltuieli care au fost întreprinse pe linia Ministerului de Externe. Cu această ocazie aș vrea să mai subliniez și faptul că pentru organizarea acestui summit mai multe state, mai mulți parteneri și-au asumat costurile pentru mai multe elemente de organizare a acestui summit și aici state precum România, Franța, Suedia, Marea Britanie, dar și mai mulți parteneri ai țării noastre au avut și ei anumite costuri legate de unele aspecte de organizarea acestui summit și evident acest lucru ne-a permis pentru Republica Moldova să avem niște costuri de organizare a summitului relativ controlate și limitate, astfel încât costul pentru cetățenii noștri să nu fie excesiv. Însă aici aș mai vrea să subliniez că noi ca societate, noi ca țară, trebuie să ne dăm seama că cel mai periculos lucru pentru Republica Moldova este să fie singură, este să fie izolată, este să fie lipsită de prieteni și prin această prismă, absolut toate eforturile de asigurare a parteneriatelor externe pentru Republica Moldova aduc beneficii clare, aduc beneficii concrete pentru țara noastră, pentru capacitatea noastră de a menține în continuare pacea în Republica Moldova, stabilitatea în Republica Moldova, funcționalitatea economiei țării noastre și în continuare vom lucra pentru a consolida aceste parteneriate care ne ajută să menținem Republica Moldova pe calea de aderare la Uniunea Europeană și pe consolidarea locului nostru în familia de state europene. Vă mulțumesc! Domnule ministru, vă mulțumim. În cele ce urmează vom prelua câte o întrebare de la fiecare redacție. În acest sens, vă rog să se apropie Mihaela Tabarcea de la ProTV. Bună ziua, domnule Popescu, ați anunțat suma pentru summit. Dacă ați putea să ne dați mai multe detalii pentru ce s-au cheltuit, de exemplu, cei mai mulți bani și ce alte cheltuieli au fost pentru summit în această sumă de 13 milioane, da? De peste 13 milioane de lei. Au fost preconizați 16, dar s-au cheltuit doar exact 13. Mulțumesc. Deci, ca să vă dau câteva exemple, cu ocazia organizării summitului, evident, această organizare a presupus mai multe lucruri care au fost necesare, mai multe activități. Pe linia Ministerului de Externe am avut mai multe tipuri de cheltuieli. Predominant, aceste cheltuieli au fost alocate unor necesități legate de summit, ca de exemplu, achiziționarea serviciilor de organizare, inclusiv sisteme de sonorizare, sunet, lumini, mobilier, spații pentru jurnaliști, ecrane, corturi, cabluri pentru electricitate, rutere pentru Wi-Fi, etc., etc. Aceste lucruri și necesități au fost asigurate în baza unui contract cu Media Show Group și valoarea acestui contract este de 7.123.000 de lei. Deci, dumneavoastră, din câte țin minte, ați fost la summit, țineți minte aceste corturi mari în care au fost aproximativ 800 de jurnaliști, jurnaliști care au scris de bine de Republica Moldova, jurnaliști care au explicat situația, contextul nostru și care ne-au ajutat și ne ajută în continuare să mobilizăm sprijin extern. Iată acele corturi, scene, sisteme de sonorizare, Wi-Fi, apă, sandvișuri au fost asigurate pe linia acestei cheltuieli bugetare. O altă sumă de 5.743.000 de lei a fost alocată pentru achiziționarea serviciilor de organizare a summitului și serviciilor de locațiune pentru perioada 27 aprilie și până pe 2 iunie. Deci, ca să vă explic, pentru organizarea summitului, evident, au fost necesare pregătiri. Aceste pregătiri, instalarea corturilor, asigurarea unor volume suficiente de electricitate, de capacitate de a oferi internet, Wi-Fi, etc., etc., au presupus anumite lucrări
Aceste lucrări au durat timp de câteva săptămâni și, evident, pe durata acestor lucrări a fost necesară și o coordonare cu proprietarii castelului Mime, astfel încât aceste lucrări să poată avea loc și, iată, aici v-am menționat această linie bugetară. O altă linie bugetară ține de baza autocancelarei de stat, asigurarea transportului pentru delegații și cheltuieli de combustibil, în valoare de 377.643 de lei. Aici o să vă mai dau un exemplu. Mai mulți operatori privați, companii private, ne-au oferit gratis o bună parte din mașinile folosite pentru transportarea delegaților pe perioada summitului. Deci aici, în parteneriat cu companiile noastre din acest domeniu, am avut o anumit număr de mașini care au fost oferite gratis, dar, evident, asigurarea transportului mai și presupune alte cheltuieli, inclusiv combustibil și alte cheltuieli. Deci, un alt element, o altă linie bugetară pe care o pot menționa ține de organizarea concertului pentru delegațiile oficiale care au sosit pe 31 mai în valoare de 7.500 de lei și recepția oficială de bun venit în valoare de 199.000 de lei oferită la Palatul Republicii. Deci, acest tip de cheltuieli protocolare sunt niște cheltuieli standard în orice tip de evenimente de acest gen. Republica Moldova cu regularitate participă și beneficiază din participarea la multe astfel de evenimente și iată v-am dat câteva exemple. Dar ca să dezvolt exemplele, bunăoară pentru asigurarea retransmisiunii acestui summit la scară globală, ori acest summit a fost urmărit în întreaga lume, am avut un parteneriat cu TVR România, și, evident, TRM Moldova, între aceste două companii naționale de stat, ori cheltuielile pentru acest partener, cheltuielile care i-au revenit companiei de televiziune română, au fost acoperite de Guvernul României. Am avut și un contract cu European Broadcasting Union, care a ajutat să retransmitem acest eveniment. Din nou, acel contract a fost acoperit de partenerii externi. Deci vă dau aceste câteva elemente ca să înțelegeți că organizarea unui astfel de summit presupune sute sau chiar mii de acțiuni complexe, multe din ele costă bani și o bună parte din aceste costuri au fost acoperite de partenerii noștri, direct sau indirect. Și o altă întrebare. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioan, a declarat într-un interviu că la reuniunea ministrilor de externe, care va avea loc săptămâna trecută și la care veți participa, va fi semnată o declarație privind Republica Moldova. Dacă ați putea să ne spuneți ce va cuprinde această declarație, mulțumesc. Deci, într-adevăr, săptămâna viitoare are loc summitul NATO. În cadrul acestui summit va avea loc și o reuniune ministerială la care este invitată Republica Moldova și eu voi reprezenta Republica Moldova la această reuniune a ministrilor de externe ai statelor membre NATO, care are loc în cadrul summitului NATO. Pentru țara noastră, parteneriatul cu NATO este foarte important, este un parteneriat foarte pozitiv, care ne permite să menținem Republica Moldova în condiții de pace, calm. Lucrăm cu NATO pentru a fortifica capacitățile noastre de asigurare a securității statului. NATO este o organizație care, alături de Uniunea Europeană, a asigurat pacea pe continentul european în ultimii 70 de ani. Uniunea Europeană și NATO este sunt două organizații care au asigurat și asigură și vor asigura pacea în zona euroatlantică. Pentru Republica Moldova aceste relații sunt foarte importante. Avem un dialog constant cu NATO. În luna noiembrie am fost la ministeriala NATO de la București. În decembrie am avut ocazia să mă întâlnesc cu comandantul suprem al NATO în Europa la Mons, în Belgia. Am avut o întrevedere cu domnul Gioan și la București în luna aprilie, la Bruxelles în luna iunie. Deci avem o interacțiune pozitivă și la acest summit așteptăm ca în declarația finală a NATO să fie adoptate niște semnal de sprijin pentru Republica Moldova, dar această declarație se negociază până pe ultima sută de metri în cadrul NATO și parametrii și limbajul exact al acestei declarații rămâne să îl aflăm cu toții odată cu publicarea
comunicatului final al summitului, dar este absolut clar că NATO este un partener de încredere, NATO este un partener care ajută țara noastră, NATO este o organizație care a asigurat cu succes pacea pe continentul european și acest parteneriat ne ajută și pe noi în Republica Moldova să menținem în continuare Moldova în condiții de pace, stabilitate, calm și pe făgașul aderării la Uniunea Europeană. Următoarea întrebare va fi adresată de către Eduard Maciac de la PolitikMD. Domnule ministru, vreau să vă întreb la ce etapă se află discuțiile legate de așa numitul proces de paritate între diplomații ambasadei noastre la Moscova și ambasadei ruse la Chișinău. Într-adevăr, în ultimele luni am văzut că mai multe state au mers pe crearea unor situații în care numărul de diplomați ai acestor state în Federația Rusă și numărul de diplomați ai Federației Ruse în statele respective a fost ajustat la noile realități. Aici eu aș vrea să menționez evident că este o situație standard, că statele mici și statele mari au un număr de diplomați diferit. De regulă, statele mici au misiuni diplomatice mai mici, iar statele mari au misiuni diplomatice mai mari. Și în acest sens, lipsa unei parități este o situație standard în majoritatea interacțiunilor în plan extern. În același timp, putem constata că pentru orice țară este foarte important că atunci când sunt mulți diplomați, acești mulți diplomați să lucreze pentru îmbunătățirea relațiilor, nu înrăutățirea relațiilor. Și iată, prin prisma acestui cadru, putem spune că Republica Moldova este avantajată de faptul că state prietene au la Chișinău acreditați mai mulți diplomați. Noi chiar deseori, cu Uniunea Europeană, noi solicităm ca prezența diplomatică a Uniunii Europene să fie mai mare, pentru că acest lucru ne ajută să îmbunătățim și să accelerăm procesul de aderare la Uniunea Europeană. În cazul Federației Ruse, putem să constatăm că în ultimii 30 de ani, Federația Rusă a avut politici ostile față de Republica Moldova. Rusia a sprijină în continuare separatismul, menține ilegal trupe pe teritoriul țării noastre, a impus de multiple ori embargouri împotriva lactatelor, fructelor, legumelor și că, iată, eficacitatea acestor eforturi diplomatice și deseori nu foarte diplomatice, desigur ne face să analizăm în continuare în ce măsură o prezență atât de mare a unui număr atât de mare de diplomați, într-adevăr, facilitează sau din contra complică interacțiunile diplomatice dintre țările noastre. Și nu a înaintat vreo solicitare către ambasadă, către Ministerul de Externe la Moscova? Deci, după cum spuneam, noi facem această analiză. Republica Moldova vede că Federația Rusă în continuare exercită presiune asupra Republicii Moldova, a avut mai multe tentative de destabilizare a Republicii Moldova, întreprinde acțiuni care lovesc dur în cetățenii noștri. O să vă dau câteva exemple. Iată, aceste rachete rusești care au violat spațiul aerian al Republicii Moldova au creat o situație de stres enorm pentru sectorul nostru aeronautic, au creat o situație în care o companie mare europeană s-a retras de pe piața Republicii Moldova și din cauza acestor rachete rusești, care au violat spațiul nostru aerian, cetățenii noștri nu au suficiente zboruri, diaspora noastră nu au suficiente zboruri, oamenii noștri de afaceri nu au suficiente zboruri pentru a-și vinde produsele, pentru a reveni în cazul diasporei acasă, pentru a-și vizita rudele și prietenii care trăiesc peste hotare. Și prin prisma acestor acțiuni, Republica Moldova analizează un spectru mai larg de măsuri prin care încercăm să limităm tentativele, deseori susținute de către Federația Rusă, de destabilizare a situației din Republica Moldova, inclusiv prin cooperare cu grupurile organizate criminale de genul grupului Shor. Și iată, această discuție privind numărul de diplomați ruși face parte din această analiză mai largă și orice decizie legată de răspunsurile ulterioare ai Republicii Moldova la politicile ostile ai Federației Rusiei, evident,
se ia nu într-o singură instituție de Republica Moldova, se ia prin coordonare și discuții cu factorii de decizii politice în Republica Moldova, cât și cu celelalte instituții responsabile de securitatea statului. Și în momentul în care aceste analize vor fi finalizate și decizii vor fi luate, și noi vă vom anunța mai multe detalii privind următorii pași de răspuns ai Republicii Moldova la cele acțiuni neprietenoase, nejustificate și ostile ai Federației Ruse. Următoarea întrebare va fi adresată de către Micuță Nadia de la TVR Moldova. Domnule ministru, ținând cont de incidentul tragic care a avut loc acum câteva zile pe aeroport, să ne spuneți, vă rog, dacă se poartă discuții sau se ia în calcul versiunea de a introduce introducerea temporară a unui regim de vize pentru cetățenii străini, inclusiv pentru cetățenii din țările care cumva relațiile dintre Republica Moldova și alte țări sunt tensionate. Într-adevăr, acest eveniment tragic presupune că instituțiile statului trebuie să își ajusteze mai multe politici în mai multe domenii și, într-adevăr, analizăm și anumite măsuri care ne vor permite pe viitor să avem o claritate mai mare a acelor procese de intrare și eventuală ieșire din Republica Moldova. Se discută mai multe opțiuni și în curând veți avea mai multe detalii pe deciziile care urmează a fi luate în acest sens. Aici aș mai menționa că anterior, în ultimele luni, Republica Moldova a mai întreprins anumite acțiuni. Bunăoară, pentru o serie de state a fost suspendat temporar acordarea de vize electronice pentru Republica Moldova. Deci, în acest domeniu, Republica Moldova în permanență analizează situația, analizează riscurile și își ajustează cadrul legal și acțiunile la acele riscuri care sunt identificate în cadrul acestor analize. Stabilite și statele pentru care ar putea fi aplicate aceste... Deci aceste lucruri se discută și în curând vor urma mai multe detalii. Și ultima întrebare va fi adresată de Stoianov Nicolae de la Orizont TV. Добрый день, господин Песку. Вы сегодня уже говорили о ситуации с Россией сейчас и с внешними партнерами. Денонсация договоров каким-то образом отразится вообще на внешней политике с остальными бывшими и действующими членами СНГ? То есть есть ли еще государства, с которыми Республика Молдова будет продолжать как торговые, так и политические отношения? И каким образом это будет осуществляться? Putem constata faptul că această organizație numită Comunitatea Statelor Independente, în majoritatea domeniilor și în majoritatea acordurilor semnate pe parcursul ultimilor 3 decenii, nu a demonstrat o eficacitate clară pentru un stat ca Republica Moldova. Știm bine că, în pofida faptului că în CSI există o zonă de liber schimb, această zonă de liber schimb nu a fost aplicată pentru exporturile și pentru comerțul cu Republica Moldova de aproape 10 ani, din 2014. Și că, de facto, această organizație a avut, în cadrul acestei organizații, au fost adoptate măsuri discriminatorii față de producătorii noștri, față de exportatorii noștri, în special producătorii agricoli. Știm bine că în pofida existenței acestei organizații, timp de mai mulți ani, față de producătorii din Republica Moldova, au fost impuse restricții pentru fructe, pentru legume, pentru vinuri, etc., etc., pe motive politice și geopolitice, nu pe motive de calitate. Și aici, evident, este cazul să ne punem întrebări în ce măsură aceste acțiuni nu foarte prietenoase față de Republica Moldova, care au fost luate în cadrul CSI, corespund intereselor noastre. În același timp, avem relații foarte bune cu o serie de state prezente în această organizație, dezvoltăm cadrul de interacțiune cu ele. Chiar ieri, în ședința de guvern, am adoptat o hotărâre de guvern privind ratificarea unui acord de oferire a asistenței consulare între statele Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaijan. Avem relații foarte bune cu multe state din CSI, avem un cadru bilateral din ce în ce mai dezvoltat cu aceste state și în acel sens noi vrem să ne asigurăm că relațiile noastre pozitive
acele elemente pozitive de cooperare pe care le avem cu Ucraina, cu Armenia, cu Azerbaijanul, cu Kazahstanul sau alte state din această organizație, nu sunt afectate de denunțarea anumitor acorduri semnate cândva în cadrul CSI și care în cea mai mare parte rămân destul de virtuale. Стимаю журналисты, вам второй вопрос буквально небольшой, это касается как раз диаспоры в России, в Российской Федерации. Вот изменение отношений дипломатических может отразиться, там все-таки одна из самых многочисленных диаспор молдавских. Каким образом государство собирается защищать права своих граждан, которые живут на той территории? И есть ли вообще какие-то подвижки в этом вопросе? Într-adevăr, avem o diasporă substanțială în foarte multe țări. Avem o diasporă foarte mare în Italia, în Franța, în Irlanda, în Marea Britanie, în Germania, cât și în Federația Rusă. În toate aceste țări, pe linia serviciului diplomatic, facem tot posibilul ca să avem servicii consulare pozitive, ca să avem un cadru de relații bilaterale și cadru de acorduri necesare pentru diaspora noastră. Încercăm să avem acorduri de protecție socială, încercăm să avem acorduri de liberalizare a roamingului. Și acest lucru este valabil pentru politica noastră cu toate statele în care avem o prezență mare a cetățenilor Republicii Moldova. În cazul concret al Federației Ruse, spuneam că, într-adevăr, relațiile politice cu Federația Rusă sunt afectate în cea mai mare măsură de politicile ostile, neprietenoase ai Federației Ruse față de Republica Moldova. Acțiuni, embargouri, restricții comerciale, declarații neprietenoase, nepoliticoase, nediplomatice, care vin din partea Ministerului de Afaceri Externe rus, din partea unor parlamentari ruși, din partea unor politicieni ruși, din partea unor lideri militari ruși. Iată, toate aceste lucruri, evident, lovesc în această relație, care deja are loc și se derulează în condițiile în care Rusia este acel stat care a lansat printr-o agresiune militară brutală, cel mai mare război de pe teritoriul continentului european de după cel de-al doilea război mondial. Evident, toate aceste lucruri creează atât un fundal negativ, cât și lovesc în bunăstarea cetățenilor noștri, în stabilitatea țării noastre, și aceste politici neprietenoase ai Federației Ruse trebuie să le constatăm și, evident, acest lucru limitează foarte multe din acele relații, inclusiv pe linia diasporei, care anterior le-am avut. Poliția de frontieră confirmă acum că Volodymyr Zelensky a tranzitat țara noastră. Dacă cunoașteți mai multe detalii în acest sens, vă rog. Cunosc mai multe detalii. Acest tip de deplasări ai prietenilor și colegilor noștri din Ucraina, atât al domnului președinte Zelensky, ai altor miniștri, politicieni, de regulă, detaliile privind aceste deplasări sunt comunicate de partea ucraineană. Deseori știți bine că mulți oficiali europeni sau din alte instituții mondiale sau globale tranzitează Republica Moldova pentru a merge în Ucraina. De regulă, din motive de securitate, acest tip de detalii nu sunt comunicate și explicate în public. Ori partea ucraineană alege ce detalii să anunțe. Stimați jurnaliști, vă mulțumim pentru prezență și pentru întrebările acordate. Evenimentul de astăzi a luat sfârșit. Vă mulțumim. Vă mulțumesc.